Bună, sunt Mircea. Astăzi voi face o rețetă de gulaș ardelenesc la ceaun la soba cuplită. Dar înainte să începem, vreau să vă mulțumesc pentru toate mesajele și aprecierile voastre. Eu vă mulțumesc încă o dată și vă respect. Pentru această rețetă vom avea nevoie de ulei, ceapă, carne de vită, boia, ardei, chimen, sare, piper, foi de dafin, pătrunjel și leuștean verde, morcov, țelină, păstârnac, roșii decojite, bulion, cartofi și găluște. Pentru început vom adăuga puțin ulei, aproximativ 100 de ml, apoi câteva bucățele de slănină, pentru că vom avea nevoie de untura din ele, astfel gulașul nostru va fi mult mai gustos. După aproximativ 5-6 minute, scoatem bucățile de slăninuță. Imediat adăugăm ceapa. Călim ceapa la foc mic, aproximativ 10 minute și avem foarte mare grijă ca aceasta să nu se ardă. În momentul în care ceapa este aproape călită, adăugăm o lingură de chimen. Să se călească puțin și chimenul ca să-și elibereze aroma. Am pus carnea de vită în ceaun peste ceapa care s-a călit și începem să condimentăm. Adăugăm 5-6 foi de dafin și o lingură mare de boia de ardei dulce. Mai adăugăm aproximativ 100 de grame de pastă de gulaș. Și după preferințe, cam 20-30 de grame de pastă de gulaș iute. Adăugăm sare și piper. Peste carne am adăugat apă, astfel încât să acoperim carnea și lăsăm la fiert aproximativ 2 ore. Mai adăugăm și un buchet de leuștean cu pătrunjel verde. După aproximativ 2 ore în care carnea noastră a fiert la foc mic, adăugăm legumele. Când gulașul nostru este aproape gata, adăugăm o conservă de roșii decojite. Apoi adăugăm cartofii. Musica.
La final adăugăm găluștele pe care le-am fiert pe jumătate într-o oală cu apă. Când totul este gata, adăugăm pătrunjel și leuștean proaspăt tocat. Aceasta este rețeta mea de gulaș ardelenesc pe care am învățat-o de la bunica mea și pe care o gătesc de aproximativ 25 de ani. Vă doresc poftă bună!